Consulatul General al României la Gyula, împreună cu Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, a organizat astăzi mai multe evenimente comemorative la monumentele și cimitirele eroilor români din Debrecen și Hoidu Bosormenii. La slujbe au participat și autorități locale. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, a săvârșit astăzi slujbă de pomenire în orașul Debrecen, prima la monumentul funerar din piața Boxcai, iar a doua la monumentul ostașului român căzut la datorie, situat în parcela românească a cimitirului municipal. De asemenea, o slujbă de pomenire a avut loc și la monumentul eroilor români din localitatea Hoidu Bosormenii, ridicat în data de 22 octombrie 1944. Cu câteva zile doar înainte de prahnicul împărătesc al Înălțării Domnului, care este și ziua de pomenire a eroilor români, iată că, la fel ca și în ceilalți ani, împreună cu Consulatul General al României la Gyula, am venit aici, în partea de nord-est a Ungariei, în două dintre locurile în care își dorm somnul de veci în așteptarea învierii, ostașii și eroii noștri români căzuți aici și în cinstea și în memoria cărora s-au ridicat și anumite monumente foarte frumoase, atât în Debrețin cât și în orășelul Hoidu Bosormeni, cât bineînțeles și la parcela ostașilor români de la cimitirul din orașul Debrețin. Este o ocazie specială și o datorie de conștiință și am venit cu toată prețuirea și cu recunoștința sufletelor noastre față de jertfa acestor ostași ai noștri români, mai ales în anul acesta, care este închinat celor adormiți în Domnul și, bineînțeles, valorii liturgice și culturale pe care o au cimitirele peste tot în țară sau dincolo de hotarele ei și cu atât mai mult cu prețuire față de jertfa ostașilor români care au adus sacrificiul suprem pentru țară și pentru popor. Pentru mine personal, ca și consul general al României la Gyula, este o ocazie deosebită să putem să comemorăm eroii români căzuți departe de casele lor, departe de familiile lor, în vremurile istoriei, pentru apărarea neamului românesc, pentru propășirea neamului românesc și pentru eliberarea altor popoare. Este o datorie de onoare, este o datorie sfântă, dacă îmi permite să spun aceste cuvinte. Mulțumesc frumos domnului consul general Florin Vasiloni. Mă simt onorat să fiu azi aici alături de dumnealui și de preasfinția sa, să ne amintim împreună pentru eroii români căzuți. Dumnezeu să ierte pe lor. Este ceva normal ca în fiecare an să vă primim ca pe niște prieteni în acest loc. Domnul consul general a vorbit despre faptul că aici odihnesc ostași și oameni care și-au jertfit viața, iar noi ca primărie avem obligația ca la toți soldații de aici, indiferent de naționalitate, vârstă sau situație familială, să le dăm respectul cuvenit. Mă asociez de asemenea celor spuse de domnul consul general în privința relațiilor bune de colaborare între cele două țări, deoarece și noi, ca localitate și primărie, avem în desfășurare un proiect de colaborare european împreună cu Consiliul Județean Bihor. Vă mulțumesc anticipat și sper că și la anul viitor ne vom putea întâlni tot în acest loc și vă invit de asemenea la finalizarea proiectului european despre care am vorbit și care ne va ajuta să ne dezvoltăm pe plan local. De asemenea, în cadrul băilor termale din localitate vor fi realizate prin acest proiect anumite posibilități de tratament și vă așteptăm și la acestea. Astfel de ceremonii se desfășoară de Ziua Eroilor, dar și de Ziua Armatei Române, la Debrecen, dar și în alte localități din Ungaria, organizate de Ambasada României la Budapesta și de cele două consulate generale ale României, de la Gyula și Szegedin.